A fost o seară încercată pentru Irina și Alex. Ultima încercare. Irina, ți-am zis, joculețe de ăstea, dacă vreau te iau și te îmbâr pe degete, ești nebun și te pun în lustră. Și acolo termină, dacă vrei să-l scoți. Gata, mă, nu mai spui, dar mai zic la jignire. Ți-am zis, cheamă-l pe Bogdan și joacă-te cu el, nu cu mine. Că eu nu mă joc, eu vreau să am o conversație cu cine acum. Dacă vrei, fac din amândoi tobe. N-ai văzut omul și-a pus videoclipuri cu manele, cu poze, cu voi, cu mare relație, mare iubire acolo de 7 ani jumate, ce ai? Poate apărea și o poză cu un copil, o ecografie, ceva, pusă de la alta. Nu mai râde că așa e. Dar e gelos? Nu. Mă enervează când fac joc cu altora. Dimineața se pare că nu era atât de bună pentru Alex în contextul discuțiilor avute cu Irina. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm mamă, nu mai suport, frate, vreau acasă, nu mai pot. Vă l-a luat o roză? Nu? Ai luat-o pe o parte puțin? Nu, frate, vreau acasă, ce ai? Pe bune, eu am luat decizia de ieri seară. Stat, m-am gândit, am analizat bine, vreau acasă, n-am... Să mai intre băieți, să mai intre fete, mie mi-a ajuns, frate. Să mai vină și alții prospători. Corect? Mai vină și alții să vadă cum, ce fel. Corect? Gândește-te, că nu are nicio legătură una cu... Bă, calmează-te și tu. L-am luat ieri decizia, mă, de ieri seară. Bă, dar tu erai pe drumul cel bun înainte să o cunoști pe Irina. Dar nu, mă, nu, dar nu e vorba de Irina aici. Bă. E vorba de ieri, de când mi s-a umplut picătura aia, legat de Andrei și de tot. Mi s-a umplut, frate, nu mai vreau. Nu mai vreau, nu mai. Dar până să intri chestia asta cu Irina, nu gândești. Ba da, ba nu aveam gânduri, mă întreabă. Erai fericit, dar stai. Mai întreabă-i că mai aveam gânduri. Și nu s-a dat în nimeni cât s-a dat în mine. Nu te mint absolut deloc ce ai. Adică ai observat și tu. Mă împiedic, eu zic ție ce faci după aia ca de Mihai. De ce Mihai te-ai luat? Ce e asta? Da, nu știu, că tu nu erai... Știe, dar mi s-a înțeles de ieri. Așa n-a supărat până să... Arunci cu vorbe grele, că le susțin, poate ce? Te gândești. Nu, nu. Nu știu, știi că ce îți dorești? Dar m-am uitat la taică, nu știu foarte bine ce am zis. Să vină alți băieți să le cunoască, să le... Mie nu trebuie așa ceva. Pe bune, zic. Vorbesc la mod ceva serios, știu ce vreau. Acum a dat, înțeleg, am crezut că e supărat, dar văd că tot... Golăneală de asta afară, tati. Golăneală? Să vedem ce punct interesant de vedere are Roberto. Tu știam la început ce se întâmplă cu asta. Știai? Eu nu știam, Rubiță, pe mine nu mă duce capul pe loc. Eu sunt mai fraieraș. Păi și atunci de ce te mai luat cu mine atunci aici? Hmm? Te-ai luat de show, așa? Dar nu trebuie să văd fata puțin. Că contează pentru mine. Că nu inima mea vreță, nu? Sufletul meu. După 3 zile de sărutat și 4 dialoguri în care i-am zis de 3 ori să atacă, că mă plițea. Păi, tu este bun. Și atunci de... când ne-am certat și în live de pe pupa mâna și ai spus că așa o să fie mereu, mi-a s-a putea Dumnezeu sănătate să fie. Și peste 70 de mea, ce am mai zis, nu mai știu. Ea a fost doar un șarpe de pe capul meduzei. Eu știam ce să se întâmple. Dar nu știam că acum recent. Ziceam că mai durează măcar câteva zile sau o săptămână. Și mă mai întreb câteodată câte ceva așa. Nu era certată Hatice cu Irina? Și tu ai fost certat cu Andrei. Da, da, mă vezi să... Sau cu Ionuț, da. Păi și noi ce-am făcut că nu înțeleg? A, nimic. Tot ce? A, că s-a certat Irina cu Hatice. Da. Și după se dă cu ea prietenă. A zis Irina că i-ar fi dat toate scaunele numai ca să nu pleci. Hatice a zis că la fel ar fi făcut. Și tu, Roberto, ai aceleași culori în capul ăla, tău, măi, la tine și ești fericit. Na, mă, ieri vorbeam pe canapea de ceva acolo. Cu masaj. Lați și mama aici la mișto.
Știi când te lasă? Păi nu știam păi zi, ce mă, așa, dar toată lumea, dar râdea și Carmina, băi robiță. Dar mie îmi place de la ele, ești optimist foarte tot. Bă, seara nu înțelegeam despre ce e vorba, pentru că eu nu am fost în platou acolo să văd videoclipuri și toate alea. Da, la zec nu știam dacă Bogdan a postat cu el sau cu Irina sau cu Bogdan și Irina. Asta nu înțelegeam. Cum să posteze cu el? Păi am zis că a postat ironic, la mișto. Cu Irina? Da, a postat ei doi și după aia s-au certat. Ăsta cred că a făcut și puțină gelozie. Eu? Maxim de gelos. Ce ai? Câți oameni mi-au spus să fiu atent la detalii? Eu cu Irina eram atent la orice. De la întrebări puse până la ce încerca să scoate de la mine, până la fapte, până la ce naiba. Mă, dar urât așa să-ți minți, mama, frate. Urât. Nu? Ce-am mințit? Că e într-o relație? Într-o relație și că... Păi, dar tu ai mințit-o pe maică-sa. Nu, tu ai mințit-o. I-ai spus, doamne, o să am grijă de ea. Păi stai puțin, că asta după ce a zis ea. După ce a început ea să zică că nu-l vrea cu Bogdan și că este deja într-o relație. Mi-a spus, doamnă, vă respect decizia, dar o să am grijă de fica dumneavoastră. Păi și nu are Alexandru grijă de fica ei? Azi vine întrebarea neagră. Care? Alex și Irina. Vă declarați despărțiți? Și să zic că nu și tu să zici da. Când am fost? Capricile iubirii. Știam jocul lui de la început. Alex, toată lumea se joacă, doar tu... Din alt, știam jocul de la început și atât. Și atunci de ce ai vrut să intri în acest joc? Mă plictiseam, sincer, să fiu. Nu există așa ceva. Asta e acum așa, că vulpea care ne ajunge la struguri. Bun, stați un pic, se deschideau ușile, eu nu aveam cum să mă duc la alt cuplu să stau în brațe. Hai mă, Alex, mă, că deja mă apucă pe mine nebunia acum. Te duci și te pup cu o fată așa că te deplictiseală, serios. Sunt persoană care am stat pe sezonul singură și nu... Andreea, am dreptate, bună seara. Alo? Bună! La telefon este sora lui Alex, pentru cei care bună nu seara. Știu. Ce faci? Bună seara! Noi suntem bine, Alex, dar tu cred că nu faci bine deloc. De ce? Nu știu, deci ne-ai pus pe toți într-o situație foarte penibilă, de care nu suntem mândri deloc. Mai exact cu ce? Cu relația cu Irina. Și chiar aș vrea să-i adresez o întrebare Irinei, dacă îmi permiteți. Da, vă rog. Bună seara. Irina, bună. Draga mea, eu nu vreau să te judec și nici nu am acest drept, dar fă-mă să înțeleg un singur lucru, te rog. Ce? Dacă Bogdan a fost în inima ta și în gândurile tale tot timpul, de ce ai ales să faci un cuplu cu Alex? Ceva m-a care este atras, motivul pe mine. Dacă sentimente nu au fost între voi? M-a atras ceva. Și am vrut să descoper mai mult, să văd mai mult, dar m-am mințit pe mine. Îmi pare rău că așa s-a primit. Păi și la fel ai spus și despre Bogdan. Dacă intră Bogdan, de exemplu, în casă da. Și îl cunoști 3 zile și nu te mai atrage, la fel vei proceda? Păi, dar de unde să știu dacă noi o să formăm un cuplu cu Bogdan, că o să fie tot bine? Eu n-am securitatea asta și nici nu există. O să ne cunoaștem și o să vedem. Da, eu nu vreau să te judec, dar nu consider și nu cred că ca să-ți dai seama de anumite sentimente trebuie să formezi un cuplu cu acea persoană și să o cunoști. Mai întâi o cunoști și apoi formezi un cuplu. Părerea mea, sinceră, nu știu, nu vreau să te super, dar... Nu știu, e... Vi se pare că vreunul dintre ei s-a grăbit? Da, amândoi s-au grăbit. Nu numai Irina, amândoi. Mhm. Dar numai că Irina fiind fată, nu știu, părerea mea, poate greșesc, ar fi trebuit totuși să cunoască mai bine pe Alex. Da, ce-am făcut? M-am căsătorit, m-am nu știu ce, da, am format un cuplu. Căsătorit Irina, dar e urât. Da, vezi că lui Dani i-ai spus ieri că m-ai pupat crezând că sunt un băiat din club. Asta ca să ne înțelegem. Nu știu, ca să ajungi ca fată să te lași sărutată, să te lași mângâiată de un băiat, înseamnă că trebuie să ai anumite sentimente. Am avut o atracție, nu m-am lăsat sărutată sau mângâiată fără că s-am... Păi tu ai zis că nu ai avut niciun moment, că te-ai gândit tot timpul și a fost în inima ta doar Bogdan. Tu l-ai sărutat pe Alex și l-ai mângâiat pe Alex cu gândul la Bogdan, că nu înțeleg. Da.
Bravo. Păi foarte rău. Mulțumesc pentru răspuns. Cu drag. Da. Ce să vă spun, doamna Gabriela, nu știu, noi suntem foarte... Nu știm ce să mai credem. Da. Vă cred, e o situație ingrată. Nici noi nu prea înțelegem, dar până la urmă important e să înțeleagă ei. Dacă... Exact, exact, dar nici ei nu înțeleg. Irina, deci sincer să vă spun, nici Alex, dar nici Irina nu știu ce vor să facă. Păi... Eu de aceea nici n-am intervenit telefonic cât timp ei au format un cuplu, că puteam, dar... Da, aveați încredere de la început în ei? Ați crezut că... În Alex, la cum l-am văzut că se comportă și îl știu cum este, eu chiar am sperat că o să fie ceva frumos. Parcă Alex a spus că s-a jucat. Nu, am intrat în jocul tău. Da. Ți-am făcut jocul, am vrut să fiu doar eu manipulat de către tine. Mm-hmm. Credeți în povestea asta că Alex a vrut doar să-i facă jocul? Sau el chiar s-a implicat? Nu, Alex chiar s-a implicat și nu-l cred în stare de așa ceva. Doar să se joace cu sentimentele ei. Păi și de ce zice asta? Că dacă era să-i facă joc cu Irinei, nu cred că se mai ducea el să o sărute pe Irina. Roberto, dacă ai ceva de zis, zi cu voce tare, că oricum aud telespectatorii niște mormăieli pe post. Zi, te rog frumos. Deci înainte să fie relația asta dintre Alex și Irina, Alex a spus, dacă vrea să ne jucăm, păi hai să ne jucăm. După aia ei au intrat într-o relație, a vrut să scoată câteva chestii de la ea, până când și-a dat seama de câteva lucruri și pe aia a ieșit din relația asta. Asta a fost. Asta nu a fost relația, a fost o joacă. Păi cu îmbrățișări și cu pupători. Măi, ia stați, că eu cred că nu vă aduceți aminte. A fost o scenă pe care am văzut-o cu toții. Acum, alaltă seară, dacă nu mă înșel, în care Irina stătea în pat, uite așa, iar Alex era așezat fix între picioarele ei și cu capul aici pe piept. Este o atitudine pe care nu și-o permite cineva care se joacă. Că nu vorbim aici despre niște spioni profesioniști sau niște actori dintr-un film. Sentimentele nu ne jucăm, adică ori sunt sentimente și simțim, ori nu mai simțim deloc. Nu știu. Că și afară dacă vor ieși și vor forma un cuplu fiecare cu oricine, nu cred că ne batem joc de niște sentimente și plus că sunt suflete de oameni. Alex. Da, vreau doar să vă spun să aveți grijă de voi și că vă iubesc. Și noi te iubim și Alex, te rog frumos pe tine în primul rând să arăți mai mult respect față de mame, de fete și de concurenți și să nu te mai pui într-o postură prea urâtă și te rog frumos să nu te mai intereseze toate subiectele din casă care nu îți aparțin. Nu te interesează ce face Hatice cu Mihai sau Roberto cu orice altă fată. Tu emoționat. Ai un scop pentru care te-ai dus acolo, tu știi foarte bine de ce te-ai dus acolo. În caz că nu-ți mai găsești locul în casă, poți să ieși afară, că ai o viață și afară, destul de frumoasă. Știu. Mă rog, asta nu e chiar așa după cum... Da, așa este, doamna Gabriela, dar decât știți că publicul decide chestiunea asta, adică ei și-au asumat cu toții în momentul în care au intrat în casă că există niște reguli. Dar de ce te-au emoționat așa vorbele surorii tale? Da, mi-e dor o leacă de ei, sincer. Da, și noi încercăm să-l susținem, dar îi vreau și binele și îi spun cu dreptate. Una se vede din casă, Andreea, una este în casă aici, una se vede de afară. Ei, dar de unde știi, măi, ce se vede afară? Alex, de multe ori crede-mă că în tot ceea ce spui nu ai dreptate totdeauna. Nu întotdeauna. Dreptatea nu este doar la tine. Știu. Mulțumim, Andreea, poate îl convingi tu. O seară cât mai frumoasă și mai bună și liniștită. Vă iubesc. Bine, Andreea, mulțumim din suflet pentru intervenția ta. A vorbit atât de frumos, Andreea, încât nu înțeleg atitudinea lui Alex din casă. Adică... Nu-s frăț. Da. Păi și atunci de ce să arăți partea urâtă a ta în emisiune? Nu știu dacă e urâtă. Nu știu, când păi simt ceva că se întâmplă acolo, ceva. Eu toată zic, lumea zice adică... ceva. Sau măcar când simți să faci asta, uite, a doua oară când intervine sora ta telefonic, dacă nu mă înșel și îți spune același lucru, adu-ți aminte de vorbele ei și poate așa. Pentru că, uite, nu doar noi îți spunem sau concurenții sau... Îți spune
sora ta. Cred că asta e cel mai important. Știi ce se întâmplă inclusiv în discuția pe care ai avut-o cu ea? Ești alt om, Alex. Alex, mie mi se pare că tu joci un... încerci să pari un bad boy și tu de fapt ești... Oamenii aceștia iubesc. Și sora mea nu are de unde să știe, Alex, ce lume se mai află. Lasă-i pe oameni să te vadă așa cum ești tu în realitate. E ok să fii și supărat, e ok să trăiești și dezamăgiri în viața asta, e ok să mai și pierzi, e ok să fii fericit, e ok să te și răzgândești și lista ar putea să continue. Fiți voi și faceți ceea ce simțiți cu adevărat. Lăsați-vă purtați de sentimente. Ok, o să vă doară. Dar ce să vezi, viața e făcută dintr-un șir lung de suferințe, dragilor. Iar bucuriile sunt așa de scurte încât trebuie trăite la intensitate maximă. Poate că din dezamăgirea asta, nu știu, se va naște un cuplu între Irina și Bogdan și tu să fi pus bazele la această situație. Și ar trebui să iei partea plină a paharului. Asta, uite, m-am pus eu bazele, nu mi-a ieșit. Dar și dacă aș fi stat cu o fată care nu mă plăcea sau se gândea la un alt băiat, era bine? Dar nu era bine. Dar mă deranjează că ne-am despărțit. Asta este ideea. Eu de asta am și rugat-o. Cheamă-l, te rog frumos. Da, ești supărat, atitudinea, Alex, pe care o afișezi pare că te deranjează foarte m-a tare. M-a deranjat că am intrat într-un joc atât tot. Adică joci rolul unui... N-ar trebui să te deranjeze atâta timp cât tu spui că ai intrat în jocul ăsta cu bună știință. Exact. Vina mea, nu mi-aparține. Bun. Dar cred că ai vrut să intri în jocul ăsta de mult. După părerea mea. Dar cum te așteptai că ar fi finalul? Bună seara, ce bine îmi pare să vă văd. Bună seara. Mie îmi place că tăcești o dată, dați dau cu bătaie. Da, cu bătaie lungă. Dacă ai intrat în joc cu bună știință, cum te gândeai că ar fi finalul? Eu am încercat să-i dau o șansă, să văd. Profită de ea sau nu profită de ea. A fost un joc. Profită de ea sau nu profită de ea. Și exact unde mă gândeam că o să ajung, acolo s-a ajuns. Aș vrea să întreb pe Irina dacă Alex aseară era deschis la o discuție și tu îți doreai o reconciliere a relației? O... Nu, am vrut doar să-i spun exact ce am simțit și cum am simțit. Și eu nu am vrut nicio secundă ca să simt folosit sau... Îmi dau seama că e o situație în care nu te simți ok și nu am vrut să simt așa. Sinceră să fiu, eu nu prea cred chestia asta. Mie mi s-a părut că încerci cumva să... Da, și mie mi s-a părut că încerci o reconciliere și că te-ai hotărât în momentul în care Alex a început cu tirul ăla de... Da, până la urmă ea știe cel mai bine. Dar spun și ție, să știi că e ok să fii și tristă și veselă și să pierzi și să câștigi și să fii dezamăgită și să te răzgândești. E valabil pentru fiecare dintre noi. Sunteți aici să vă trăiți viețile cu bune și cu rele. Asta e viața.